Cum să faci bani din frica altora? Nu știu dacă știai, dar cei mai mari bani, pe general, în lume se fac atunci când, în perioadele de panică, atunci când majoritatea oamenilor sunt speriați dintr-un anumit motiv. Și chiar există un citat destul de popular în lumea investițiilor, care aparține lui Warren Buffett, care este unul dintre cei mai bogați oameni din lume și unul dintre cei mai mari investitori, în general, din toate timpurile, care spune așa, că trebuie să fii lacom atunci când celorlalți le este frică și trebuie să-ți fie frică atunci când ceilalți sunt lacomi. Și anume despre acest lucru eu vreau să vorbim în acest video. Vreau să vedem cum anume poți să faci bani atunci când ceilalți sunt speriați și cum alte persoane fac bani pe seama ta atunci când tu ești speriat. Aici vreau eu am să aduc câteva exemple în acest video. Dar cel mai recent exemplu recent din acest subiect este noul coronavirus, da, care acum a fost descoperit acum puțin timp în urmă, da, vorbim despre noul Omicron. Da, adică imediat cum au apărut știrile precum că a fost găsit o nouă, să spun, versiune de coronavirus, da, care este mai periculoasă, mai contagioasă decât celelalte versiuni, majoritatea oamenilor s-au speriat. Cum a influențat acest lucru piețele financiare? Pentru că noi totuși pe acest canal de YouTube vorbim în mare parte despre investiții, finanțe și așa mai departe. În momentul în care au apărut primele noutăți, precum că iată, a fost găsit noul Omicron, deodată majoritatea piețelor, să spun bursa, s-a prăbușit chiar și piața criptomonedelor. Poate este prea mult spus că s-a prăbușit, dar cel puțin în piața criptomonedelor am avut căderi săptămâna deja trecută, căderi de până la 20%, da? Au fost monede care au căzut peste 10% deodată în jos, la fel precum și la bursă am avut căderi de 5-10% având în vedere anumite companii. Respectiv, această noutate, precum că iată, a apărut un nou virus, a băgat frica în oameni. Oamenii, de ce au căzut în principiu? De ce cad acțiunile la bursă? De ce cad criptomonedele? În principiu, motivul de bază din care cade prețul unei acțiuni la bursă sau cade prețul unei criptomonede este că foarte multă lume, da, începe să vândă acele acțiuni. Adică mai mulți oameni împreună câteva persoane, da, care dețin un număr mare de acțiuni, adică dețin acțiunile unei companii de mulți bani, în momentul în care acele persoane decid să vândă acele acțiuni, pur și simplu acele acțiuni cad în preț. Din cauza că în momentul în care este vândut un număr mare de acțiuni la bursă sau un număr mare de criptomonede, aceste criptomonede nimeresc în circulație, adică automat crește oferta și scade cererea, adică rapid au fost, asta ar fi ca și cum dacă, să zicem, mâine, să spunem, 100.000 de oameni din București ar hotărâ să vândă concomitent apartamentele lor, sau cel puțin să scoată la vânzare apartamentele lor, 100.000 de oameni în același moment, păi, practic, acest lucru ar putea să influențeze destul de mult piața imobiliară, pentru că gen 100.000 de apartamente automat au fost scoase la vânzare, sau cu atât mai mult au început să se vândă. Acest lucru va crea turbulențe pe piața imobiliară și va face ca prețul apartamentelor să scadă. Din cauza că cererea a rămas cam aceeași în lumea imobiliară, dar apartamente brusc au devenit mai multe, a devenit mai multă alegere, mai mare concurență și a căzut prețul. Exact chestia asta se întâmplă în lumea criptomonedelor, la bursă, da? Atunci când mai mulți oameni împreună decid să vândă. Și iată, motivația acestor persoane, de ce persoanele vând, da? Decid să vândă acțiunile pe care le dețin, criptomonedele pe care le dețin, din cauza că persoanele se tem de faptul că posibil noul coronavirus, acest virus va duce la probleme foarte mari, da? Va duce la faptul ca să se închidă mai multe țări, da? Iarăși se încep din nou alte lockdown-uri, multe țări încep să intre din nou în regimul de carantină și așa mai departe. Și respectiv, acest lucru poate să ducă la stoparea economiei. Iar dacă economia se va stopa, atunci inclusiv și companiile, da, de la bursă vor începe să nu mai câștige bani. Adică vor, cumva și ele vor fi pe stop. Da? Dacă mâine se închid toate restaurantele, automat compania McDonald's va începe să câștige mai puțin bani. Pentru că nu
va mai, toate restaurantele McDonald's vor fi închise. Și acționarii, deținătorii acestor acțiuni, acțiunilor McDonald's, ei sunt speriați. Ei se gândesc că, ok, există pericolul că posibil McDonald's în câteva luni sau timp apropiat o să închidă toate restaurantele și acțiunile vor să cadă. Păi, dă eu acum să vând acțiunile McDonald's pe care le dețin pentru ca să mă asigur, în caz de ceva, să nu nimeresc și eu la această cădere. Și iată, mai multă lume gândește în felul ăsta și vinde acțiunile McDonald's și acțiunile McDonald's încep să cadă de pe acum. Adică nici măcar nu e nevoie să se înceapă o altă, să spunem, mic pandemie, epidemie și așa mai departe. Pur și simplu oamenii speriați vând acțiunile lor, vând criptomonedele pe care le dețin din cauza că vor să dețină cash, da? Vor banii cash să aibă în buzunar din cauza că vorba aia, ce în mână nu-i minciună, da? Respectiv, oamenii vor să rămână cu cash în mână și din cauza asta încep să vândă și piețele cad. Asta se întâmplă pe de o parte. Ce se întâmplă pe de altă parte? Pe de altă parte există mari investitori sau investitorii strategi care ei stau la pândă, da? Ei sunt ca și animalele alea vânătoare, ele stau la pândă și pândesc când oamenii de rând, da, or să se sperie de ceea ce se întâmplă și or să vândă anumite acțiuni, anumite criptomonede, anumite active pe care le dețin, da? Și respectiv, aceste persoane ce fac? Așteaptă că persoanele se vândă, oamenii de rând vând, acțiunile cad în preț, criptomonedele cad în preț și pe de altă parte, investitorii strategi, de regulă oamenii care sunt bogați, ei așteaptă și cumpără, dar cumpără cu un preț mult mai jos. Adică ei au așteptat, prețul a căzut, ei au cumpărat cu preț mai jos și așteaptă. Așteaptă până când, pentru că odată și odată oricum această pandemie, odată și odată oricum acest Omicron o să fie învins, da? Adică bine o să apară, a apărut acum noul Omicron, noul coronavirus, deja companii precum Moderna în principiu se gândesc la ideea de a elabora un nou vaccin care să fie cumva direcționat anume spre acest, cumva mai actual pentru această versiune de virus, să spun așa. Respectiv, investitorii care gândesc pe termen lung, da? Adică acești vânători, ei în principiu cumpără la preț jos acțiunile, criptomonedele și așteaptă, pentru că odată și odată totul o să treacă, toată panica o să treacă și acțiunile, criptomonedele o să crească din nou înapoi. Adică iarăși o să crească înapoi în preț și ei o să câștige foarte mulți bani. Și asta este, putem să spunem, unul dintre cel mai actual exemplu când, practic, de cum unii oameni câștigă pe frica altor oameni, da? Ceea ce se întâmplă cel mai actual. Dar, având în vedere evenimentele de, la fel, destul de recente, vorbim de spre pandemia din 2020, când s-a început pandemia coronavirus, la fel foarte multe persoane, adică la fel, bursele au căzut, totul a căzut, adică în principiu, și majoritatea persoanelor s-au speriat, au văzut că se închid țările, panică și așa mai departe, au vândut, bursa s-a prăbușit, practic, la fel cum vezi atent pe graficul din imagine, totul s-a prăbușit și mai departe au fost alte persoane care au cumpărat la preț jos și pur și simplu din 2020 și până la momentul actual, adică ele pur și simplu s-au îmbogățit, pentru că de atunci și până acum, multe companii de la bursă, multe criptomonede au crescut de mii de ori, adică au fost persoane care de mii de ori și-au cumpărat investițiile pentru că pur și simplu au investit atunci când restul erau speriați, când ceilalți au început să vândă. Acest lucru s-a mai întâmplat de multe ori, se întâmplă permanent în istorie. Eu am să mai repet încă o dată ceea ce am spus la început de video, faptul că cei mai mari bani în lume se fac în perioadele de panică, da? Atunci când lumea este speriată, atunci se câștigă cei mai mari bani. Doar că trebuie, în acel moment, evident, trebuie să te uiți cu sânge rece la situație, să poți să analizezi și să nu fii și tu speriat, pentru că dacă și tu ești speriat, atunci și tu ai tendința să vinzi și este destul de complicat, este destul de simplu ceea ce eu explic, da? Este destul de simplu să explici aceste lucruri, că iată, trebuie să îți păstrezi calm atunci când toți sunt speriați, să cumperi, dar nu să vinzi. Dar în realitate, când tu ești la bursă, când tu joci la bursă, deții anumite acțiuni și vezi cum acțiunile tale cad în jos așa cu viteza luminii, este destul de complicat să te uiți cum banii tăi așa se topesc în fața ochilor. Adică, practic, tu vezi cum, spre exemplu, din 10.000 de euro pe care deții la bursă, ei se transformă în 8, 7, 6 și tu vezi cum banii tăi devin mai puțin
puțin, mai puțin, și este foarte complicat să-ți păstrezi calmul în asemenea momente, tocmai din cauza asta, de regulă, să spun așa, aceste instincte umane, totuși cumva preiau controlul asupra noastră și majoritatea dintre noi se sperie și vând, pentru că mai bine vând și pierd un pic decât să pierd tot. Da? Adică în felul ăsta gândim noi majoritatea. Dar, repet, aceste cazuri, da? Perioade de panică, ele se repetă periodic, nu este ceva nou în lume, ele periodic se repetă. Acest lucru s-a întâmplat în 2007-2008, bine, hai să încep deodată, din 2001, spre exemplu, când a avut loc atentat terorist de la New York, când câteva avioane cu teroriști s-au lovit în clădirile zgârie nori, și respectiv oamenii speriați, în panică, pur și simplu au început să vândă toate acțiunile lor la bursă, din cauza că, mamă dragă, cine știe ce o să fie mai departe, parte, poate să începe război, poate cine știe ce, și toți în regim de urgență au început să vândă totul absolut, de respectiv, iată, chiar la fel în imagine, poți să vezi cum a căzut, practic în momentul în care s-au întâmplat atentatele teroriste, bursa era închisă, bursa Nasdaq era închisă în principiu și în principiu bursele erau închise, era vineri sau sâmbătă, nu mai amintesc, și deja bursele după aia au stopat, în principiu bursele încă pentru câteva zile după au rămas închise din cauza că era regim de urgență în Statele Unite, respectiv după ce bursele s-au deschis, indicele S&P 500 pur și simplu s-a prăbușit în jos, exact cum vezi în imagine, din cauza că lumea deodată a alergat la bursă să vândă tot ceea ce au, pur și simplu s-au speriat, da? Și respectiv în urma acestei situații, se spune că în urma atentatului din 2001, pur și simplu în Statele Unite au apărut un număr record de milionari. Un număr record de milionari pentru că în timp ce unii erau speriați, erau în panică, alții pur și simplu au alergat și au cumpărat acele acțiuni pe care restul pur și simplu le vindeau și nici măcar nu se uitau la ce vând. Pe urmă a urmat criza din 2007-2008, criza imobiliară iarăși din Statele Unite, care pe urmă s-a răspândit și asupra, bine, și în cel restul lumii, să spunem așa. Poate la noi România, Republica Moldova a ajuns destul de puțin, adică anume această criză s-a simțit destul de puțin, pentru că la noi deja să spunem că eram un pic în criză, dar în Statele Unite acest lucru iarăși a prăbușit piețele, da? Și respectiv foarte multe persoane, evident că foarte multe persoane pur și simplu au sărăcit în urma crizei 2007-2008, acolo s-au înregistrat numere record de sinucideri, erau oameni care la bursă pur și simplu au pierdut tot timp de câteva zile și pur și simplu oamenii, adică, mergeau la sinucidere. Pe de altă parte au fost foarte multe persoane care pur și simplu s-au îmbogățit în urma acestei crize. Iarăși un număr record de milionari au apărut. Respectiv, tot întorcându-mă la ceea ce am spus mai devreme, vreau să menționez că la fel, în urma crizei, pandemiei din 2020, când noi cu toții eram speriați, majoritatea dintre noi erau speriați și toți cumpărau hârtie igienică din supermarketuri și ce mai cumpărau acolo, la fel din 2020, în 2020, în principiu iarăși în lume a fost înregistrat un număr record de milionari. Da? Un număr record de milionari au apărut în această perioadă. De ce? Pentru că iarăși a fost o perioadă de panică, iarăși majoritatea oamenilor se sperie, majoritatea oamenilor de rând, iar oamenii bogați profită de acest lucru pentru ca să cumpere chestii valoroase, active, acțiuni la bursă, criptomonede, imobiliare, să le cumpere la preț jos. Atunci când oamenii săraci se sperie și ei totul vând, oamenii bogați se așteaptă și ei cumpără. Da? Respectiv, de aici, în principiu, putem să facem câteva concluzii despre alte două concluzii, o să vorbesc în câteva clipe, dar o concluzie deja ar fi că noi având în vedere că în lume periodic se întâmplă aceste, să zic așa, periodic se întâmplă chestii nu prea plăcute, precum pandemia, precum atentate teroriste și așa mai departe, și noi deja știm că ele se întâmplă cu frecvența de 5 crate mă 10 ani. Poți să te uiți în istorie, la fiecare 5-10 ani s-a întâmplat ceva, da, o porcărie, ceva neapărat s-a întâmplat. Respectiv, concluzia numărul 1 ar fi că noi, între aceste perioade, ar trebui să strângem bani, da? Adică ar trebui să punem, spre exemplu, bani deoparte, să avem rezerve de cash, pentru că atunci când se întâmplă aceste perioade negative, da, aceste porcării, pur și simplu să avem și noi, să fim de partea oamenilor care profită de aceste momente și câștigă bani. Pentru că, cum se spune,
cele mai mari oportunități, cele mai mari, cum să zic, posibilități le aduce criza. Sau se mai spune că criza aduce o mulțime de posibilități, nu doar chestii negative, da? Și mai departe vorbim despre alte două concluzii, pentru că, în sumă, prima concluzie, da, ar fi asta, că noi ar trebui să adunăm bani, să ne pregătim pentru aceste perioade când se fac mulți bani. Da, se întâmplă porcării periodic, dar atunci se fac mulți bani. Trebuie să stăm la pândă, da? Să așteptăm aceste perioade pentru ca să nu nimerim în rândul oamenilor care intră în panică și pierd bani, dar în rândul oamenilor care au pândit și în principiu în aceste perioade pur și simplu avem șansa să creștem foarte mult, să spun bine, să îmbunătățim foarte mult starea noastră financiară. Dar aici trebuie să ne clarificăm cu aceste chestii. Și mai departe, vorbind despre ceva mai actual, da? Vreau să mai ating un subiect iarăși, vorbim despre pandemie, coronavirus, vaccinare, chestii care sunt acum foarte actuale, nu pot să nu pomenesc și acest moment, adică având în vedere că în pandemie, la fel, foarte multe persoane au câștigat bani nu doar la bursă, au câștigat bani pur și simplu, înțelegând că, iată, ceilalți oameni sunt speriați, se tem să nu se îmbolnăvească și așa mai departe și au început să vândă măști, să vândă antiseptice de felul ăsta, dezinfectant, soluții dezinfectante și așa mai departe. Și pe lângă asta, adică trebuie să vorbim totuși despre ceva încă și mai actual, da? Adică noi acum ne aflăm în perioada când deja pur și simplu am ajuns la perioada când majoritatea dintre noi se vaccinează și chiar și la această etapă, deja sunt oameni care profită de faptul că alți oameni sunt speriați. Da? Chiar și aici, chiar dacă noi nu vedem, chiar dacă noi nu observăm acest lucru, oricum sunt oameni care profită de acest moment. Și acești oameni, la momentul actual, sunt oamenii care vând aceste certificate false de vaccinare. Despre ele, probabil că ai auzit că se vorbește și la televizor, că foarte mulți fac certificate false de vaccinare, nimeresc după aia în spitale și așa mai departe, cu coronavirus, în stare gravă și respectiv un moment important este că dacă să vorbim, nu să ne aprofundăm în tema coronavirusului, da? Despre asta am un alt video aici pe canal, mi-am spus părerea despre vaccinul COVID, merită sau nu merită să faci vaccin, poți vedea în principiu videoul aici sus undeva în dreapta sau stânga, o să apară, dar în principiu vreau să spun poziția asta din poziția faptului că iarăși unii oameni cu cap, profită de faptul că alți oameni sunt speriați, da? Există o frică, frica că, ne temem să ne vaccinăm, vaccinul este periculos, de la vaccin or să moară toți și așa mai departe, și există alții care au înțeles acest lucru și respectiv chiar zilele trecute, cumva o persoană, așa, un cunoscut destul de îndepărtat, mi vorbea despre faptul că i s-a propus să își facă acest certificat fals de vaccinare cu 200 de euro și asta ar fi gen încă așa, un preț cu reducere, da? Respectiv, vă dați seama, adică am auzit, bine, deja din surse mai îndepărtate, am auzit că sunt oameni care plătesc 400 de euro pentru aceste certificate și așa mai departe. Da? Și în viziunea mea nu este nimic altceva decât o altă situație similară cu tot ce despre ce am vorbit mai devreme, unde unele persoane au înțeles că ceilalți sunt speriați, aha, ei nu vor să facă vaccinul, respectiv pe asta se poate de câștigat. Peste tot unde există frică, peste tot unde există o frică și anumiți oameni de ceva se tem, există alți oameni care își dau seama cum pe asta pot să câștige bani. Și de regulă, cam anume așa, trec banii de la o categorie de persoane la altele, da? La alta. Da? Cam în felul ăsta migrează, da? Iată banii de la o clasă la alta, respectiv ceea ce vreau să zic, adică alte două concluzii despre care am vrut să spun este că mai întâi de toate, atunci când vezi că toată lumea este în euforie privitor la ceva, da? Spre exemplu ceea ce se întâmplă acum în lumea criptomonedilor, toți sunt în super entuziasmați, criptomonede, NFT-uri, chestii, gata, investim toți banii acolo, toți au început să se arunce cu capul în aceste criptomonede, investesc toți banii lor, repet, fraza lui Warren Buffett, ar trebui să fii lacom atunci când celorlalți este frică și ar trebui să-ți fie frică când ceilalți sunt lacomi. Respectiv, gândește-te, dacă vezi această euforie, pe mine, spre exemplu, această euforie în jurul meu, foarte tare mă pune pe gânduri, eu deja am început să scot o parte din bani din investiții, am vândut și unele criptomonede pe care le am și unele acțiuni la bursă pe care le am, din cauza că atunci când oamenii sunt foarte entuziasmați și foarte tare aleargă să investească în ceva, în lăcomie, în goana asta după bani, de regulă chestia asta întotdeauna aproape
întotdeauna în istorie s-a terminat trist. Respectiv, ar fi greșit să nu învățăm din alte situații, da, pe care noi deja le-am avut în trecut, situații similare. Respectiv, asta este prima concluzie. Ar trebui să te pune pe gânduri când vezi că toți, când vezi că deja și bunica ta a început să investească în criptomonede, chestia asta ar trebui să te pună pe gânduri. Înseamnă că probabil curând chestia asta nu se va termina cam trist, da? Și a doua concluzie pe care vreau să o reții după acest video este că bine, ți este frică de vaccinare, nu ți este frică, este alegerea ta, dar întotdeauna trebuie să te gândești în situații de felul ăsta. Dacă nu cumva cineva câștigă bani pe tine. Adică gândește-te pe frica ta, pe faptul că ți-e frică de vaccinare, că ți-e frică de alte chestii. Nu cumva cuiva este convenabil ca ție să-ți fie frică? Adică în sensul ca cineva pe tine încă să câștige bani din chestia asta, da? Adică în orice situație când ți este frică de ceva tare, gândește dacă nu este cumva frica asta, dacă într-adevăr este, să spun, motivat, într-adevăr, analizează, studiază, merită să-ți fie frică? Sau pur și simplu este o frică, să spun așa, artificială, unde altcineva pur și simplu pe asta, de chestia asta profită și câștigă bani. Eu cred că te-am lăsat cu trei concluzii destul de bune în urma acestui video. Dacă ai privit cu atenție și știi să citești printre rânduri, chiar dacă am încercat să spun totul destul de direct, atunci aceste recomandări, aceste exemple pe care ți le-am dat astăzi, într-adevăr, or să te ajute foarte mult, atât să economisești foarte mulți bani, cât și să câștigi foarte mulți bani pe viitor. Eu îți mulțumesc că ai privit acest video până la urmă și în cazul în care nu ești abonat la canalul meu de YouTube, te invit să te abonezi mai jos și ne revedem cu tine în cadrul altui video, care va fi deja peste câteva zile.